Bafta vorbe, bafta vorbe. Acest om în fiecare eveniment în parte. Timișoara, haideți să-l aplaudăm pe Cătălin Moroșanu! Nu vrei să-l pui jos, dar trebuie să-l temperezi. Pe Vladimir? Normal, trebuie să-i arăt unde e locul. Care au fost ultimele sfaturi pe care le-ai primit? Păi, am făcut un pic tactica meciului, vreau fratele meu, și acum dăm drumul la încălzire cu antrenorul la Palmare și... Adversar puternic, altfel. Vladimir? Dar toți adversarii care am luptat au fost puternici. Ne promiți o victorie? Promit că lupt să urc să câștig. Ah, tá.
Was not in the nose, huh? Yes, no, you see. Can I check for you? No, bro. I am good on please, that. Please. I agree with you. I'm good. I can help. Și băi, și ce-a luptat înainte cu Dani? Te-ai dat și bani? Știu eu cine a luptat cu Dani? Repede! Ai grăbit? Nu a fost destul de repede, două reprize. Dar și cum e, când termin cu bine, te bucuri. Cum a fost? A fost meci dificil, foarte puternic adversarul. Sincer, am resimțit loviturile foarte, foarte, foarte puternice. Și eu vin și de la o categorie mai inferioară, vin de la 95 kg și este primul meci la grei. Avea și o diferență de 13 kg. Se resimțeau loviturile, dar noi ne antrenăm cu grei la sală, doar cu sportiv grei și avem o echipă extraordinară și s-a văzut tărin că muncim și nu stăm degeaba. Trofeu! Ai resimțit, spuneai și tu, loviturile. Da, s-au resimțit, adică se simțea și diferența de kilograme și o altă categorie, la grei puțin mai dificil, dar am mai spus și ieri, sunt challenger aici la grei, dar vreau să ajung campion. Baftă multă!